Aisa, vreau să-ți mai spun ceva. În afară de asta, să știi că am mai căutat, de fapt am primit niște link-uri cu niște articole despre tine și am primit și niște fotografii nud cu tine. Și ce, nu ți-a plăcut sau ce? Ba da. Vreau să-ți mulțumesc că n-am pornit subiectul. Astăzi să știți că zâmbesc mai mult pentru că mi-am făcut albire. Azi nu-i sărbătoare. Bun. Da. Mamă, ia dați zoom pe dinții lui Radu să vedem. De mult n-am mai văzut așa zâmbet fermecător. Miau! Păi așa stăteam vestia, Radu. Auzi, așa își face TikTok cu reacția. O să faci reclamă la pastă de dinți, Radu, acum. Da, se cunoaște? Nu. Da. Da. Uite, e vis. Se cunoaște. Asta e efectul la prietenia cu Marinel. Da. Păi stai că trebuie să mă mai prima albire. Unde, când m-am dinți, umblă Radu. Am intrat în vestia. Păi, Radu, eu aș vrea să mai faci. Să mai insiști. Eu aș zice să mai faci, să mai insiști, încă nu ai ajuns ca Marinel. Da, clar. Să mă te vedem, Marinel! Radu, ai vrut eu să mă întrebi sau doar ai vrut să mă informezi că ai primit? Îmi place să-mi nu, voiam să ne explici asta? Dacă poți și dacă se poate într-o oarecare măsură. Nu zici pot, nimic? Da? Pozele nud se știu de ele, adică le-am trimis dinainte producției, pentru că sunt poze din perioada în care eu activam ca model și sunt poze artistice, poze care au fost da, folosite nu chiar sunt în, artistice, într-adevăr, să știi, în pictoriale. Nu erau niște poze de-alea, știi ce zic? Eu m-am gândit la chestia asta, m-am gândit și am zis și lui Radu, bă, și eu am primit, când ne-am... Cu același gând am sunat reciproc, zic, bai, primit despre Aisa, da. Dar pozele alea nu erau ascunse, adică Instagram. Sunt tocmai, și pe Instagram-ul meu și pe Instagram-ul poze profesionale, chiar erau niște poze într-un studio și erau niște poze artistice. Se vedeau că erau artistice, nu erau niște poze, nu știu... Dar ne-ai spus, Aisa, ne-ai spus că ai tu un secret pe care o să probabil să-l dezvălui doar persoanei iubite sau ceva de genul ăsta. E vorba de problema aia care a apărut? Nu, știrea care a apărut, vorbiți de știrea cu Dubaiul, da? Ca să fim foarte clari. Tot ce s-a scris în articol este adevărat și mă bucur că ați ajuns să mă întrebați pentru că am și ocazia să explic din nou. Dar asta era secret? Nu. Ah, ok. Ce fel de secret dacă sunt articole și voi? Da. A vorbit ea într-o emisiune. În 2015 colaboram cu o agenție de modele care a hotărât la momentul respectiv să mă trimită din Turcia, că eu la vremea respectivă eram în Turcia, în Dubai. Motivul fiind faptul că în Turcia la vremea respectivă se căutau modele cu forme, eu neavând forme. Și am acceptat provocarea de a pleca. Au fost două contracte, unul în China, dar la vremea respectivă unul dintre modelele cunoscute a murit în China din cauza unei boli care nu a fost tratată și agenția a trimis modelul respectiv înapoi familiei decedat într-o urnă. Și am ales să nu plec în China. Inclusiv un vlogger cunoscut, o vlogăriță cunoscută a vorbit despre chestia asta și am plecat în Dubai. Acolo nu-s cu urnele. Acolo e urnele, da. Acolo vii pe Camila. Așa, am ajuns acolo. Un lucru pe care eu vreau să-l specific foarte clar e că în momentul în care eu am plecat, agenția respectivă cu care eu colaboram și pentru care plăteam 50% din ceea ce câștigam eu, trebuia să verifice agențiile cu care colaboram. Până la momentul respectiv nu am avut nicio problemă cu nicio altă agenție pentru că am fost plecat ai ulterior. Ai pe scurt, așa, mai... Vreau să explic, ai strânge-o un pic. Vreau să explic care e situația. Pentru că tot ai deschis subiectul și mi se pare că ar trebui să fie, să fie foarte, să fie foarte. Ei, da, mai poți să nu ne pierdem în amănunt atât. Da. Așa, mai reținem. Că deja m-am pierdut în agenții, nu știu când să mai colaborez. Bun, ideea este că am plecat cu agenția cu care eu colaboram în România, am ajuns acolo. Și, din păcate, povestea la un moment dat a luat o întorsătură neplăcută, într-un anumit fel. Agenția la care m-au trimis, de fapt și de drept, nu era o agenție de modele, respectivul owner, să-i zicem, director, cum vreți voi, era căutat, de asta știrea pe care ați văzut-o, o prelua puțin greșit față de postul unde s-a difuzat prima oară materialul. Ownerul respectiv era căutat în America pentru trafic de persoane. Wow! A început o întreagă poveste.
Și am fost întrebată dacă aș fi de acord să colaborez cu poliția din Dubai la acea vreme ca să adunăm probe, ca să-l prindem pe acest om. Am fost de acord, am intrat într-o adevărată poveste, am purtat microfon, am fost o parte urmărită de poliție ca să nu pățesc nimic. În momentul în care am început să adun probe, automat, respectiv om și-o cam dat seama ce fac eu. Ăla a fost momentul în care am avut o luptă, am fost agresată fizic și ulterior închisă pentru 5 zile. De asta se vorbește de sechestru. Scuze. Poliția unde era, dacă era? Asta chiar că... Fată, fii tare, tot ce se întâmplă te face mai puternică. Se vede asta în caracterul tău. Da, și tu prin ce faci acum, dai un sfat tuturor fetelor și domnișoarelor de acasă să aibă grijă. Au fost 5 zile în care n-am avut apă și mâncare. Poliția, neputând da de mine, a intervenit. După 5 zile de bea. Când m-am întors în țară, am fost contactată de cei de la postul care a și difuzat prima oară știrea. Acolo am dat inclusiv poze și probe. Ulterior, cu ajutorul probelor pe care eu le-am furnizat, omul a fost închis, inclusiv la CNN s-a dat știrea respectivă. Și pentru mine a fost cea mai adâncă rană, dar o port cu foarte mare mândrie, pentru că știu că am ajutat la închiderea omului respectiv. La vremea respectivă, la fel ca și acum, o parte din oameni au înțeles greșit. Am fost asociată cu o anumită zonă, dar nu cred că e cazul. Din nou, eu sunt mândră de ce am făcut. Și inconștient am fost la vremea respectivă, i-am spus și lui Radu că m-am crezut în oameni, n-am crezut că e posibil ca oamenii să fie capabili de așa ceva și acum vă povestesc așa pentru că am trecut peste momentul respectiv, dar amintirea rămâne. Aisa, dar care a fost sentimentul pe care l-ai avut în momentul în care te-ai văzut acasă, după perioada aia? Vă spun sincer, când am ajuns pe aeroport, pentru că fata respectivă ulterior mi-a cumpărat biletul, că aveam cum să mă întorc singură acasă, agenția din România își luase mâna de pe mine. Adică, efectiv, în momentul în care n-au mai dat de mine, nici că m-au mai căutat, am sărutat pământul, la modul cel mai serios. În momentul în care am aterizat în România, m-am pus în genunchi și am fost mai mult decât bucuroasă că m-am întors acasă. Aisa, dintre toate poveștile pe care le-am auzit eu, cel puțin aici, în Casa Iubirii, de când sunt în emisiunea asta, asta mi se pare cea mai înfiorătoare. Și, ce să zicem, mă bucur că ai trecut cu bine peste asta și clar se vede că te-a lăsat, te-a marcat cumva toată chestia asta și cumva ai de înțeles acum, poate și tu, de ce îți iei acum sistemul ăsta de apărare în fața oamenilor și toată chestia. Păi da, chiar îmi pare rău. Unii oameni, Robert, mă consideră rece. E o întâmplare de fiorătoare. Alții caută. Mai. Ești precaută. Nu cum pasă. A fost greu. E o rană, dar o port cu mândrie. E bine că prin curajul ăsta de a veni în fața tuturor să îți expui povestea și trăirea asta, cumva... Înveți și celelalte fete de acasă cum să se prevină de a ajunge în situația ta și să știi că e un lucru foarte bun. Mulțumesc! Isa, eu am citit acolo un articol în ultimele rânduri, se spunea de faptul că părinții tăi, nu știu, nu au fost de acord cu amănuntele pe care tu le-ai dat, că ai intrat foarte mult în detalii, cu dovezi, cu foarte multe chestii. Numai părinții, bunicii, cunoscuți, toată lumea cumva a zis, cum te-ai dus la TV și ai spus despre chestia asta, îți dai seama cât hate o să-ți primești și au avut dreptate, știi? Adică lumea atunci nu a înțeles, de fapt și de drept, că nu a fost vina mea că am ajuns acolo. Bine, dacă stau să mă gândesc, Aisa, sincer spun, dacă e așa cum spui tu,
ar trebui să fii mândră de asta, pentru că ai reușit să faci ceva. Exact. Probabil că ai salvat alte vieți. Dar, na, oamenii de seama cu părerea. Da, mă, dar dacă orice să o luăm logic, nu s-ar fi dus fata asta la ăla acolo care o sechestrează și o ținea 5 zile fără mâncare ca să, vai, Doamne, să ce? Da, normal, adică nu. Ești să fii mândră. Ce să te duci acolo? Ți-ai riscat viața 99% tu acolo. Am fost inconștientă și recunosc că am fost inconștientă și am crezut că sunt invincibilă. Aici, oricum, fiecare avem drumul nostru în viață. Probabil că ți-a fost scris să faci asta și... Foarte bine că ai trecut peste. Ai fost protejată de Dumnezeu. Auziți, fetelor, dar hai să revenim la Casa Iubirii. Auziți? Radu, Marinel, dar voi mai sunteți certați că și bă, voi. Nu știu, ne-am măcinat toată noaptea și asta. Nu știu, doar ca lumea... Păi, Marinel, eu nu înțeleg, dar ce discuțiile astea peste noapte? Voi vorbiți? Marinel? Dar n-am vorbit, nu, da. Acum mi-am amintit dacă am dormit mult și... Nu știu ce am făcut azi noapte. Cred că nici n-am dormit deloc. Da, mi se pare că Radu câteodată exagerează. Și exagerează cam mult.